Soția fratelui Halip Viorel, horodnic, a plecat în veșnicie. Să ne rugăm pentru cei 10 copilași rămași orfani. Ne rugăm pentru profund îndoliata familie Halip Viorel, ca Dumnezeul oricărei mângâieri să-i întărească și să simtă din plin cum îi îmbrățișează Domnul Iisus prin prezența sa. Nu înțelegem întotdeauna planul lui Dumnezeu pentru noi, însă știm că tot ceea ce El îngăduie peste noi este pentru binele nostru. Trebuie să acceptăm cu credință și să ne încredem în Domnul, anunță pastorul Ciprian Bursan pe blogul personal din inimapentrutine.com. Distribuie și abonează-te! Deci așa de lungă-i vremea, când stăm departe și dorim. Și așa de scurtă clipa dulce, ce-o stăm aici când ne-ntâlnim. De ce sunt oare atâtea piedici și depărtare între noi? Când va fi oare întâlnirea să nu mai mergem înapoi?